Doar trei consilieri s-au prezentat la ședința extraordinară programată ieri în Albeni. Pe ordinea de zi era proiectul care propunea reducerea indemnizației consilierilor la 2%. Colegii mei consilieri nu au venit la această ședință. Am avut convorbiri telefonice cu dumnealor. Unii au avut alte probleme și alții au spus că nu vor să participe din diverse motive. Nu știu, probabil le era teamă că poate degenerează această ședință. Proiectul nu a trecut, însă va fi și pe ordinea de zi a unei noi ședințe anunțate pentru această săptămână. Atmosfera a fost una tensionată. Cu toate acestea, oamenii au avut prilejul să-i tragă la răspundere pe cei trei consilieri prezenți la ședință. Localnicii au cerut demisia consilierilor pentru că, spun oamenii, în loc să lupte pentru binele cetățenilor, îi pun bețe în roate primarului. Ionuț Stan, primarul din Albeni, le-a acordat un ultimatum consilierilor. Dacă nu își vor da demisia până mâine, va demara procedura pentru organizarea referendumului, astfel încât să fie dizolvat Consiliul Local. Locuitorii Comunei Albeni o să strângă fiecare, o să se organizeze ca fiecare locuitor din fiecare sat, o să meargă să strângă semnături pentru demiterea Consiliului Local. Pentru ca lucrurile să nu degenereze, doi polițiști au asistat la ședință.